dacă în urmă cu doar câteva luni, Nicoleta Guță anunța la antena Stars că are ceva probleme de sănătate, căci se confruntă cu o situație mai delicată la nivelul nasului. Acum Nicoleta Guță s-a operat și a scăpat de ceea ce o deranja. Fica cea mare a lui Nicolae Guță a avut în trecut o problemă cu sinusurile, iar pentru aceasta s-a operat, însă nici după operație situația nu a fost mai diferită. Medicii nu au realizat atunci intervenția așa cum ar fi trebuit, iar acestea i-a apărut un chist, ceea ce i-a adus cântăreței un disconfort. Astfel respira destul de greu și totodată imunitatea ei scăzuze destul de mult. Pentru că nu a mai vrut să aștepte prea mult, Nicoleta Guța a decis în urmă cu puțin timp să facă din nou o operație, care de această dată a fost cu succes. Reporterii au contactat-o pe cântăreață, iar artista a spus că se simte foarte bine după intervenția făcută. I-a detaliat acum că vrea să revină în muzică și cât de curând va lansa o nouă piesă, după o perioadă mai îndelungată în care a stat departe de lumina reflectoarelor și a ales să fie mai retrasă de la viața mondenă.